Bunica! Ce faci, bunica? Oh. Ce ți-ai? Vreau ce să-ți spun ceva. Îți mai amintești povestea aia cu Gedeon? Da. Știi că mi era foarte frică în multe momente și acum nu mi mai... Aproape niciodată. Sau poate o dată de două ori, dar nu prea. Da, e un lucru foarte bun. Știi ce am făcut? M-am dus și am citit din Biblie, am găsit un verset atât de frumos și l-am scris pe o foaie, dar nu găsesc foaia. Nu vrei să mă ajut să o căutăm? Hai să o căutăm. Nu e aici. Bunica, nu pot să cred, uite. Oh, ce s-a întâmplat? Îmi vine să plâng. Cred că meșterica l-a meșterit. Uite, dovada că a fost aici. Da. Încercăm? Da, eu te ajut. Ajută-mă, te rog. Hai să te ajut. No. Am o idee. O strigăm pe Lulu să se joace cu noi. Îi zicem că e un joc și ne ajută repede. Sunt foarte repede. Lulu! Hai, Lulu! Da! Lulu! Ce doriți, Doamne, cât mă strigați! Vrei să te joci cu noi? Te joci cu mine? Să mă joc cu voi! Da? Cu mine? E o capcană, tu nu te joci niciodată! Nu, eu mă joc cu Daisy! Eu învăț pe Daisy să cânte astăzi! Salut, Daisy! Uite, ceva tare fain, e un puzzle din ăla, așa cum îți place! E un joc! Puzzle, bunii, puzzle! Puzzle! Ne, nu cad în această capcană, voi vreți ceva? Hai, Lili să mă invite pe mine la joacă, bunii! Hai să fim serioși! Hai da, Lulu, am citit azi dimineața, acum facem o pauză de joc. Haide! Nu te... Te rog! Nu e ziua mea azi! Nu? Nu mai știu, azi ce zi e? E ziua mea? Păi de ce mă inviți tu la joacă? A trecut Crăciunul, au trecut Paștile, ziua copilului încă n-a venit. Și ce sărbătorim astăzi? Că mă chem tu la joacă, pe mine! Da! Asta e un motiv de sărbătoare. Doar ne jucăm. Daisy, scumpă, eu trebuie să mă joc cu Lili și cu bunii. Bunița m-a arătat-o pe prietena mea. Oh, e cântăriață. Apoi o ajut să cânte, că eu mă pricep. Sunt gata. Hai să vezi. Explicați-mi ce am de făcut. Deci, aveam aici ceva scris pe hârtie, dar meșterica... A fost aici. Și uite ce s-a ales de verse de puzzle-ul meu. Puzzle. Eu sunt foarte bună la acest joc. Bine, la toate jocurile, dar la... Acesta îmi place, stați, că nu poți oricum. Hai să începem. Călzire! Mara? Păi, întotdeauna mie îmi place să încep de la margini și pe unde fac interiorul. Adică de aici, așa? Doi bunii. Nu bunii. Un puzzle. Da. Are margini și are așa piesele din interior. A, masa asta, așa? Nu. Jocul, bunii, jocul. Oh, așa, aici. Bunii, nu vrei să citești? Da, pe acum, știm, era să adorm, că... Bunii, ești obosită. Că am fost la sapă în grădină și... Nu-i nimica, uite, te învață și cu mine. Te învățăm cum să simți tu așa că vine ploaia. Trebuie să vie că mi se uscă roșiile, nu? Doamne, și ardei și conopii, da. Îți spunem noi, bunii, cum se joacă un puzzle? Da. Încerci piesele să le potrivești, bine? Da. Să se potrivească, uite, așa. Așa. Perfect, să nu lăsăm spații libere și... No. Da, nu v-am întrebat, cu ce e puzzle-ul acesta? Nică-i gata! Bunii, nu potrivite una peste alta, lângă. Da, așa. Nu. Este despre frică, o să vezi la final. Despre frică, Nu, dacă tu știi, Lulu, ai, nu, că... Câteodată mie-mi e frică. Nu te tine, căci eu te... Nu, urmează ceva ajutor, aici. Ajutor, am găsit cuvântul ajutor! Eu vă ajut pe voi! Acum știu! Eu vă ajut pe voi! Despre asta pare mi să fi din Biblie. Așa. Ta-da! Yay! Ce v-ați făcut voi fără mine? Acum, știi ceva? Asta a fost prima parte. Știi ce facem acum? Spune. Îl învățăm. Ne jucăm, Lulu. Hai să ne jucăm. Bunii, am auzit-o. A zis că învățăm. Nu. Eu vă pup. Să-l fie.
când v-am mai jucat să mă chemați. Dar acum ne jucăm, hai să-ți Daisy. Spun. Dar vrei numai să auzi versetul și după aceea ne jucăm. Deci nu învățăm, ne jucăm. Doar ne jucăm. Bine. Totul cu puțină distracție. Ok, zi. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Adică cum? Tu nu ești tot timpul cu mine, Lily. Nu chiar tot timpul. Câteodată la jocuri, dar Dumnezeu e tot timpul cu tine. Și cu mine, cu și cu bunica. Chiar și acum când o doare spatele. Da. Stai să spun mai departe. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Și al tău și al meu. Bine. Și mie mi se face frică câteodată, recunosc. E bine așa să ne jucăm despre teamă. Nu prea sună bine să ne jucăm despre teamă. Bine, cred că recunosc și eu, trebuie să învățăm. Da, învățăm și când o să ne fie frică, îl spunem și Dumnezeu o să ne ajute. Și frica dispare. Dar n-am terminat versetul. Eu te întăresc. Hai, și tu. Te întăresc. Și tu, bunica. Te întăresc. Și tot eu îți vin în ajutor. A, așa vrei, uite, aș vrea altfel ajutor. Cum ai vrea? Uite, așa dă mâna, că ne ajutăm una pe alta odată. Tu vei și pe urmă eu pe tine așa și ne ajutăm. Așa e cel mai bine. Bună idee, așa ai cu ajutorul, nu chiar ajută-mă. Hai, bunica, hai. Deci eu am vrut să învăț versetul ăsta, foarte mult am vrut să învăț, dar cum n-am avut foaia, n-am putut. Și acum ne jucăm, dar și îl învățăm, bine? Bine. Deci, spune. Nu te teme. Nu te teme. Căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora. Eu sunt Dumnezeul tău. Și al tău. Și al tău. Și al tău. Eu te întăresc. E partea mea preferată. De aia. Tot eu îți vin în ajutor. Asta eu am inventat-o. Ajută-și. Și acum și pe bunica. Eu îți vin în ajutor. Te ajut, bunica. Să nu mai zicem o dată. Îți place așa? Vezi că și învățatul e distractiv. Fii atent. Hai să vedem dacă l-am ținut minte. Nu te teme. Eu știu. Că eu... De când eram mică. Am putea să mai repetăm o dată. Da. Bun. Doi. Eu 3, știu. Hai bunica, la și. 2, și. 3, și. Nu te teme, nu te căci teme. Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare. Cum se face la îngrijorare? Așa? Sau cum se face? Nu te uita. Eu am ochelari. Cum era mai departe? Căci eu sunt Dumnezeul tău. Uite, eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Trebuie să-mi placă. Parcă mă simt mai curajoasă. Așa e? Să nu mă tem, Dumnezeu să-mi vină în ajutor. Exact. Să nu mă uit cu îngrijorare. Foarte că bine. El o să-mi dea putere. Chiar o știi. O să te întărească și îți vine în ajutor. Da. Câteodată îți vine în ajutor prin prieteni, prin surori sau prin bunică sau prin părinți. E ce-mi place bluza asta așa cu flori, că ce de curaj. Mulțumesc, bunica. Mama mi-a cumpărat-o. Vreți să spuneți versetul împreună cu mine? O să spun eu o bucată, apoi voi repetați aceeași bucată. Sigură că aproape îl știți deja. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Aproape l-am învățat. Haideți să vedem dacă știe Lulu. 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 Bunica, hai să mai spunem o dată versetul. Hai, nu. Ne jucăm. Eu zic, ne jucăm, ne jucăm. Eu mie-mi place. Sunt de acord. Lili, poți să te întreb ceva? Întreabă. Unde ai găsit versetul acesta în Biblie? Că Biblia e foarte mare. L-am găsit în Isaia 41:10. Colo. Știi? Ai știut, așa-i? Isaia 41.
10. Încă o dată. Isaia 41:10. Spune și tu. Isaia 41:10. Mie e mai ușor să țin așa. 4:1:10. Ah, uite. 4:1:10. 41:10. Bun, de la început. 2. Ce? 40 Isaia. Nu, Lulu. Versetul de la început. La final spunem de unde l-am găsit, bine? Bine. 2, 3 și... Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Așa, așa, aici ne ajutăm una pe alta. Și pot să zic eu, pot să zic eu de unde e din Biblie? Spune. Isaia 41:10. Bravo! Mă bucur că ați fost împreună cu noi. Sper că ați învățat și voi cu noi versetul acesta. Totdeauna când îți este teamă, să ți-l amintești și Dumnezeu o să vină în ajutor. Ne vedem data viitoare! Pa!